Bună ziua! Am avut astăzi la guvern o întâlnire a ministrului Muncii, doamna Violeta Alexandru, cu directorul Poștei Române și cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii pentru a clarifica, odată pentru totdeauna, seria intoxicărilor care invadează spațiul public și anume cea legată de neplata pensiilor sau de reducerea salariilor. Evident că subiectul principal a fost cel legat de pensii și aici solicitarea către reprezentanții celor două instituții a fost una cât se poate de clară. Din 4 noiembrie, nicio instituție a statului român nu face politică de partid în îndeplinirea contractuală pe care o are în interes public. De aceea, toate semnalele pe care le-am primit din teritoriu că agenți poștali fac politica PSD în teritoriu, că amenință cu neplata pensiilor sau propaghează știrea falsă că pensiile se vor micșora sau nu se vor plăti, trebuie să înceteze și această obligație de a înceta zvonistica este de natură contractuală și a fost solicitată expres directorului Poștei Române. Sunt două contracte în evaluare în momentul de față. Cel al directorului Poștei Române, contract de management, și cel între Casa de Pensii și directorul Poștei Române, care trebuie respectate, astfel încât cetățeanul să știe un singur lucru. În România pensiile se plătesc, în România pensiile nu întârzie la plată, indiferent cine conduce o instituție, obligația contractuală de a respecta cetățeanul este sfântă. De asemenea, dorim să tragem un semnal de alarmă cât se poate de clar, și anume să nu mai cedeze oamenii în fața manipulărilor tipic PSD-iste, că acest guvern intenționează să taie pensii sau salarii. Există o situație economică dificilă, dar pentru că știm să guvernăm, știm să identificăm surse financiare, toate angajamentele asumate prin lege se vor respecta. Aceasta este concluzia pe care astăzi am tras-o. În urma acestei întâlniri, la solicitarea doamnei ministru Violeta Alexandru, care îi mulțumesc foarte mult pentru modul în care a înțeles să pună instituțiile din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale la treabă în interes public. Mulțumesc, doamna vicepremier, vă spun și eu bună ziua. Am solicitat directorului Poștei Române, respectiv secretarului general al Casei Naționale de Pensii, să vină la o discuție ca urmare a nenumăratelor semnale pe care le-am primit de la pensionari care primesc pensia la poartă, în cash, cu privire la întârzierea unor plăți în plata pensiilor, respectiv la faptul că unii poștași în această perioadă, în loc să se rezume la ceea ce scrie în fișa postului, și anume să livreze pensia pensionarului, întrețin o comunicare cu pensionarul îndemnând să voteze un anumit partid. Pe mine mă interesează ca pensiile să fie plătite la timp. Nu vreau să se facă politică în nicio parte a spectrului politic, în nicio direcție, ci Poșta Română să-și respecte contractul pe care îl are cu Casa de Pensii. Și pentru că am primit aceste semnale, am simțit nevoia să-i punctez reprezentantului Poștei Române că are obligația să respecte contractul în care este angajat cu Casa de Pensii și să livreze fiecărui pensionar pensia la timp, fără să se implice în nicio activitate politică. Fac precizarea că în această perioadă primesc din partea poștașilor foarte multe mesaje de unde deduc
că sunt din cei 25.000 de angajați o foarte bună parte dintre aceștia care își fac treaba, unii lucrează în condiții extraordinar de dificile, au de traversat kilometri întregi până la ajunge în diferite locații îndepărtate față de oficiul poștal, își fac treaba cu rigurozitate, dar chiar dânsii o admit, există în interiorul lucrătorilor Poștei Române persoane care se ocupă mai mult cu politica decât să se ocupe cu ceea ce au de făcut prin fișa postului. Am atras atenția directorului că acest gen de a-ți desfășura activitatea amestecând politica cu treaba pe care o ai de făcut de fapt este de netolerat pentru mine. Ceea ce mă interesează, repet, este ca fiecare pensionar să-și primească pensia la timp, respectiv să nu se afle în situația de a primi din partea poștașului și sfaturi politice cu cine trebuie să voteze. Am cerut în acest sens directorului Poștei Române să mă informeze săptămânal în intervalul 1 ale lunii, 20 ale lunii, perioada în care pe graficul despre care mi-a vorbit livrează pensiile în țară, să mă informeze săptămânal asupra situației pensiilor livrate, respectiv să-mi semnaleze acolo unde există din timp eventuale întârzieri și să-mi explice cauzele pentru care acestea există. Am atras atenția directorului Poștei asupra faptului că liderii de sindicat din această instituție se ocupă mai mult cu politica și cu întreținutul unei atmosfere tensionate în interiorul lucrătorilor Poștei Române. Sunt oameni care sunt membrii de sindicat și care primesc de la liderii de sindicat indicații politice. Acestor lideri de sindicat le spun să se întoarcă la treaba pe care o au de făcut și să o facă cu rigurozitate, fără niciun fel de amestec cu viața politică. Există suficient spațiu unde ne putem manifesta politic în ceea ce privește plata pensiilor. Trebuie să ne ținem de contractul pe care Casa de Pensii are cu Poșta Română și fiecare pensionar să-și primească pensia la timp în graficul pe care poșta l-are de onorat. Din partea reprezentanților Casei de Pensii, în discuțiile purtate, am înțeles că există și practica ca în loc să se livreze pensia la domiciliu, să fie chemați pensionarii la oficiul poștal pentru primirea pensiei. Orice asemenea ieșire din termenii contractuali va beneficia din partea mea de fermitate și am atras atenția ca un avertisment directorului Poștei Române că trebuie să-și revadă termenii contractuali și să se țină cu rigoare pentru că eu îi voi urmări cu cea mai mare atenție. Acestea fiind spuse, am stabilit un mod de lucru în continuare care să-mi dea siguranța că nu va mai exista niciun fel de întârziere în plata pensiilor, respectiv dacă aceasta va exista în condițiile în care vine iarna și o vreme dificilă în continuare. Aceste situații îmi sunt aduse la cunoștință cu promptitudine și respectiv cu soluțiile pentru remedierea lor. În același timp, vă informez cu privire la semnalele pe care le-am primit legate de anumite disfuncționalități în plata pe card a pensiilor și așa cum știți, acolo unde acestea au existat, mă refer la una dintre băncile, sucursalele unei bănci din Dolj și acolo am intervenit prompt și am luat măsurile care se impun ca să nu mai existe niciun fel de întârziere din cauze neimputabile pensionarilor. Cu alte cuvinte, îmi respect mandatul de a ne asigura că toate pensiile se plătesc la timp, că toate pensiile se plătesc în cuantumul la care pensionarul are dreptul. Aș vrea să opresc manipularea din spațiul public, reafirmând încă o dată, foarte ferm, nu vom tăia pensiile, nu vom tăia salariile. Cer tuturor celor care întrețin această manipulare să se oprească. Există suficiente alte subiecte pe care le pot exploata politic dacă doresc. Nu viața pensionarilor, pensia oamenilor, respectiv salariile meritate ale oamenilor. Nu are nicio legătură prestarea unui serviciu de livrare a pensiei cu politica și aș vrea să oprim orice fel de manipulare legată de faptul că
acest guvern întârzie în mod intenționat plata pensiilor sau că ar scădea salariile ca să pregătească terenul pentru a nu le mai da deloc sau a le scădea nejustificat, aș vrea să opresc aceste manipulări, să atrag atenția că sunt în această funcție pentru a mă asigura că se respectă legea și așa am de gând să fac pe toată durata mandatului meu. Dacă sunt întrebări, răspundem cu interes. Am o întrebare. Aveți o dovadă clară a faptului că poștașii fac într-adevăr politică cu oamenii și dacă da, de ce? Adică au fost cumva mituiți de cei din PSD sau ce urmăresc? Cum sunt răsplătiți pentru... Există un istoric al relației dintre Sindicatul Poștei și Partidul Social Democrat. Am cerut să se oprească orice fel de asemenea legătură între factorii poșteali și Partidul Social Democrat și, de fapt, să se oprească orice legătură cu orice partid politic. Nu mi se pare o activitate menită să întărească credibilitatea Poștei Române, aceea de a semna un protocol, așa cum vă amintiți că s-a întâmplat în primăvara acestui an, înainte de alegerile europarlamentare, între Sindicatul Poștei Române și PSD. Nu cred că este oportun, și semnalele le am din toată țara, nu cred că este oportun ca factorul poștal să exercite și un rol de agent politic, ci cred că trebuie să revină la fișa lui de post, la ce are de făcut și să o facă cu rigurozitate. Semnalele îmi vin din Francia, îmi vin din Dolj, îmi vin din zonele unde liderii PSD amestecă lucrurile, amestecă instituțiile statului român cu politica și acest lucru pentru mine este inadmisibil. Credeți că au fost cumva mituiți să facă politică la casele oamenilor? Nu pot să fac această afirmație. Văd însă un modus operandi din partea unora, subliniez unora, sunt foarte mulți oameni care își văd de treabă în Poșta Română. Mesajele care mi-au venit, să știți că mi-au venit de la poștașii simpli. De la poștașii simpli care acoperă cele mai dificile zone din țară și care îmi povestesc de condițiile extraordinar de grele în care lucrează și care mi-atrag atenția că între conducerea sindicatului și condițiile lor de muncă s-a creat o distanță. Nu mă pot implica în contractul de management pe care îl are în acest moment poșta cu Ministerul de Resort, nu mă pot implica mai mult decât mandatul pe care l-am. Datoria mea este să mă asigur că se respectă legea și că nu amestecăm politica cu livrarea unor drepturi pentru cetățeni. De aceea le-am cerut să se întoarcă la funcția lor de bază și să lase politica într-un alt spațiu. Aici avem de plătit oamenilor pensiile, sunt oameni care așteaptă, numără zilele până să le vină pensia, să nu-i tratăm pe aceștia ca fiind o masă de manevră electorală, pentru că este sinistru să te joci cu viețile lor și să faci politică într-o zonă în care nevoile sociale și de orice natură sunt evidente. Prin urmare, am nenumărate semnale din toate părțile, dar mai ales din zonele conduse de lideri PSD puternici, care înțeleg să folosească toate pârghiile pentru a face campanie electorală. Vor exista și sancțiuni? Sigur că vor exista și sancțiuni, ele trebuie aplicate de către conducerea Poștei Române, pentru că are pârghile necesare. În ceea ce mă privește, am considerat că această întâlnire are rol de avertisment, că din partea Ministerului Muncii și a Casei Naționale de Pensii va exista o atenție sporită prin solicitarea acestor informări săptămânale, va exista o atenție sporită față de modul în care își face treaba Poșta Română prin agenții săi. Acolo unde oamenii își fac treaba, voi fi prima care va felicita Poșta pentru îndeplinirea impecabilă a contractului. Acolo unde lucrurile persistă, voi solicita, bineînțeles, să mi se prezinte măsurile care s-au luat și am solicitat de-al minteri și astăzi să existe această abordare din partea Poștei Române, iar dacă lucrurile persistă, voi discuta împreună cu Ministrul Transporturilor, cu Poșta Română, în ce condiții putem continua mai departe colaborarea, dar pentru moment consider că acest avertisment este suficient pentru a întoarce angajații Poștei Române în termenii contractului, respectiv în îndeplinirea lor la standardele pe care și le-au asumat. Mulțumesc! Bună ziua! Aș dori să ne spuneți, în controlele pe care le faceți acum la casele de pensii, sunt în continuare mari întârzieri în privința deciziilor pe care le primesc oamenii. Ați constatat ce schimbări veți face în acest sens? Da. Cele mai multe întârzieri, și într-adevăr sunt foarte implicată
Sunt foarte implicată pe baza unui audit intern pe care l-am făcut în o săptămână de mandat. Sunt foarte implicată în a depista toate cauzele care generează întârzieri în recalcularea pensiilor. Cea mai mare problemă este legată de procesul de recalculare a pensiilor în casele de pensii, prioritizându-se calcularea pentru cei care primesc pentru prima dată pensia. Cauzele sunt multiple, pe unele deja le-am abordat și le-am rezolvat. Unele dintre aceste cauze pleacă de la modul în care sunt organizați angajații caselor locale de pensii și am în lucru o decizie legată de regândirea rolului astfel încât să simplifice toate etapele prin care trece un dosar de recalculare. A doua chestiune este legată de compatibilizarea bazelor de date și de modul în care angajații trebuie să aibă acces dintr-o parte a sistemului care contribuie la stabilirea informațiilor pentru recalcularea pensiei și în acest sens întâmplim proces de a înțelege unde sunt blocajele, urmând să iau o decizie care să elimine aceste blocaje. Există și un orizont de timp, adică de la anul sigur va fi simplificată birocrația, oamenii vor primi deciziile mult mai rapid și dacă da, în ce termen? Termenul este prevăzut de lege, este de 45 de zile. Nu este respectat. Nu ne jucăm și nu gândesc un alt termen. Scopul meu este ca toată lumea din sistemul nostru de pensii să se încadreze în acest termen prevăzut de lege. Acolo însă, din cauze neimputabile casei, cum este de exemplu întârzierea din partea angajatorului a comunicării unor informații necesare pentru recalculare, deja gândesc soluții împreună cu Ministerul Finanțelor și cu ANAF pentru a avea o opțiune care să contribuie la încadrarea de către casele de pensii în termenul prevăzut de lege. Și dacă totuși din motive neimputabile casei, acest termen în cazuri excepționale va fi depășit, trebuie să îi se explice omului clar și nu cu explicații care te duc la nenumărate texte de acte normative din care omul nu înțelege care este problema și care este orizontul de rezolvare. Sunt dosare în recalculare de 6-10 luni, înțeleg, și parte din problema la care s-a ajuns este că nu se comunică suficient de clar cu persoana și nu există o asumare din partea caselor de pensii legat de problema de care s-au lovit cu explicații legate de cum se poate rezolva. Vor fi și sancțiuni? Sigur că am în vedere și acest lucru, dar primul meu demers este acela, repet, de a audita corect cauzele, de a face un recensământ național asupra cauzelor acestor întârzieri, de a rezolva acolo unde se poate rezolva și vă spuneam, am și început în cel mai scurt timp respectiv, de a termina până la sfârșitul anului cu tot ceea ce ține de mine și pot rezolva, restul cauzelor care țin inclusiv de probleme, am 42 de mesaje venite de la casele județene de pensii, fiecare mesaj are 2-3 pagini și mi-arată erori în sistemul de gestionare a pensiilor în plan central. De exemplu, dispariție CNP, dispariție dosar, anumite elemente din dosar încărcate în ultimii ani. Aceste chestiuni mă pun în fața situației de a avea o discuție cu reprezentanții casei de pensii și mi-am programat-o pentru vineri și cu cei care gestionează sistemul pentru a vedea de unde provin aceste erori. E posibil să fie necesare anumite ajustări în sistemul de calcul, e posibil să fie gândite alte roluri pentru cei care intră, pentru că sunt destul de mulți operatori care operează în respectiva platformă. Aceste lucruri urmând să facă obiectul unei comunicări publice în cel mai scurt timp, deci unele lucruri s-ar putea să necesite puțin mai mult decât orizontul de decembrie pe care eu mi l-am stabilit pentru deciziile pe care le pot lua eu și care pot să îmbunătățească situația din acest moment. Și dacă îmi permiteți încă o întrebare în privința salariului minim pe economie, a scris ieri premierul Ludovic Orban pe Facebook anunțând un procent de 7,2 pentru creșterea salariului minim pe economie. Înțeleg că decizia finală va fi luată săptămâna aceasta. Ați mai discutat? Mergeți pe această variantă de 7,2%? Decizia finală nu se va lua. Și la ce se aplică? Pentru că, bănuiesc că e vorba de brut, totuși. Decizia finală nu se ia în această săptămână. Avem o întâlnire marți cu Consiliul Național Tripartit, iar consultările mele continuă pe parcursul săptămânii viitoare. Nu punem partenerii sociali în fața unei decizii și îi rugăm să ia act, ci ne prezentăm în fața domniilor lor cu cel puțin 3 scenarii, explicând avantajele și dezavantajele sub aspectul impactului bugetar, sub aspectul evoluției pieței muncii,
astfel încât să luăm împreună cea mai bună decizie care să fie și sustenabilă pe partea publică, respectiv care să nu genereze disfuncționalități în ceea ce privește planul de afaceri al fiecărei companii care trebuie să pună în aplicare această prevedere. Prin urmare, lucrăm pe 3 scenarii. Acestea fiind o creștere de 100 de lei, așa cum a fost fostul proiect. Va fi o creștere. 7,2. Acum lucrăm la scenariile care să arate care este cuantumul acestei creșteri. Va fi cu siguranță o creștere, dar scenariile pe care lucrăm ne arată diferite tipuri de creșteri. Toate acestea vor fi prezentate partenerilor noștri marți la ședința Consiliului Național Tripartit. Voi continua consultările pentru că am foarte multe solicitări de la angajatori mai mici sau mai mari, foarte mari sau medii. Toți acești oameni îmi cer să ne vedem și să-și spună părerea, îi ascult pe toți, astfel încât spre sfârșitul săptămânii viitoare să luăm o decizie bazată pe toate aceste consultări, respectiv pe ceea ce am reușit să identificăm, că a fost mai degrabă o muncă de căutare decât un rezultat benefic din toate studiile și analizele instituțiilor statului român care ar fi trebuit să pregătească mai bine documentarea privind impactul unei asemenea decizii, dar din ce am putut să colectăm în această perioadă scurtă de când am preluat guvernarea, le vom pune pe toate pe masă și vom discuta împreună cu partenerii, astfel încât veți avea o primă imagine asupra rezultatelor discuțiilor, cel mai probabil după CNT în cursul zilei de marți. Aș insista puțin pentru că este un subiect care interesează milioane de români. Porniți de la 7,2% creștere și mergeți mai departe, mai sus, acesta fiind nivelul, să zicem, cel mai mic de la care porniți aceste... Va fi o creștere a salariului, acesta este obiectivul pe care îl avem în toate ședințele și consultările și evaluările pe care le facem. Cuantumul acestei creșteri va reprezenta răspunsul nostru la preocuparea pe care o avem acum sub aspectul impactului bugetar, sub aspectul impactului în ceea ce privește economia reală, în ceea ce privește societățile comerciale care au în plată persoane cu acest salariu minim, comunicarea oficială, respectiv răspunsul nostru după toată această serie de consultări, de discuții, de ascultat toți partenerii care au avut să ne împărtășească informații și care sunt primii afectați de asemenea decizie și care deja au început să-și facă mai multe calcule, rezultatul tuturor acestor discuții îl veți primi în cursul zilei de marți, astfel încât să aveți o informație pertinentă, ci nu elemente care reprezintă în acest moment subiect de lucru pentru noi în grupul interministerial creat în acest sens. Doamne ministru, totuși a fost avansat acest procent de 7,2%. El ar urma să se aplice și la salariul pentru cei cu studii superioare, care au acum 2350 de lei, sau doar la salariul de 2080 de lei? Nu vreau să dau naștere unor speculații. Se lucrează intens. Aceste informații au fost puse în spațiu public. Se lucrează intens. Aceste informații vă arată că ne preocupă o creștere a salariului minim. Acesta este motivul pentru care am întrunit și am desfășurat tot acest efort de consultare cu toți partenerii. Vom face o sinteză a tuturor solicitărilor și observațiilor dânșilor și vom avea un punct de vedere marți după Consiliul Național Tripartit. Totuși, ca un element ca un element suplimentar, trebuie să țineți cont de următorul lucru. Creșterea salariului minim se va face, ea va avea în considerare cel puțin doi indicatori, productivitatea muncii și rata inflației, astfel încât această creștere a salariului minim să conducă în timp la creșterea puterii de cumpărare și sustenabilitatea acestei măsuri în mediul economic. Pe noi nu ne interesează să anunțăm electoralist o anumită majorare, cum a făcut PSD-ul cu 100 de lei, ci această majorare să fie asumată transparent cu niște indicatori de sustenabilitate, cum sunt productivitatea muncii și rata inflației. Da, dar având în vedere că a fost avansat acest scenariu, presupunem că acesta e cel privilegiat. De aia și întrebam, ca să știm. Sunt trei și răspunsul și decizia vor veni săptămâna viitoare. Și faptul că vom avea în continuare două salarii minim anul viitor. La aceste întrebări răspundem săptămâna viitoare, în momentul în care ai trei scenarii de lucru,
da, toate scenariile, având un punct de plecare comun, și anume raportarea la productivitatea muncii și rata inflației, mi se pare firesc să le prezentăm în momentul în care ele sunt finalizate, inclusiv sub impactul pe care îl are această majorare asupra mediului antreprenorial. Suntem la câteva zile distanță de acest moment, suntem la doar câteva zile, vă asigur că vreau să-i consultăm și să-și spună părerea. Toți cei care doresc să ne trimită un material, o evaluare, suntem la câteva zile distanță de momentul în care vom face o comunicare publică și vă asigur că vom avea această comunicare publică la începutul săptămânii viitoare. Un alt subiect astăzi, Comisia Europeană a cerut Guvernului măsuri pentru a limita creșterea cheltuielilor publice anul viitor, în condițiile în care și BNR-ul și Consiliul Fiscal au spus că deficitul bugetar de 3% va fi depășit anul viitor. Riscul major vine de la creșterea pensiilor, legea pensiilor, aplicarea legii pensiilor, unde avem o creștere de 40%. Sunteți de câteva săptămâni la guvern, ați identificat astfel de măsuri pentru a avea totuși un deficit sub 3% sau aproape de 3%? Întrebarea este pentru? Pentru dumneavoastră sau pentru doamna ministru pe partea și de pensii? Și eu aș vrea să răspund pentru mine. Da, te rog, doamna vicepremier. Te rog. Eu sunt în plin proces de auditare a structurilor ministerului. Mă aștept să ajung la o structură suplă care să arate faptul că înțeleg să raționalizez cheltuielile publice din perspectiva optimizării aparatului public, în speță Ministerul Muncii și instituțiile din coordonare. Nu trag de timp, lucrez zi lumină, să ajung în cel mai scurt timp la organigrame subdimensionate față de cele actuale și care să vă arate că ne preocupă o optimizare a cheltuielilor publice în ceea ce privește sistemul public care gestionează zona muncii și a protecției sociale. Urmează să avem o comunicare publică pe această comunicare a Comisiei, dar vă asigur și nu o spun de dragul de a mă auzi pe mine repetându-mă, vă asigur că pensiile și salariile se vor plăti așa cum scrie în lege. Nu avem nici cea mai mică intenție să nu respectăm legea. E adevărat, trebuie optimizate cheltuielile publice și acesta este obiectivul pe care îl avem în acest moment, dar acest obiectiv, odată îndeplinit, ne asigură cu atât mai mult că vor fi resursele în vederea plății pensiilor, pe care, încă o dată vă spun, îmi iau angajamentul că sunt omul care, în fruntea acestui minister, respectă legea așa cum este ea în vigoare. Deci pensiile vor crește cu 40% din septembrie și reducerea de cheltuieli se va face pe partea de aparat administrativ. Cel puțin în ceea ce mă privește, voi face o reducere a aparatului administrativ în cadrul legal pe care l-am de respectat în acest moment. Intenționez să respect legea și așa mă voi ține de ea în toate comunicările și în toate discuțiile pe care le avem în echipa guvernamentală. Da, dacă îmi permiteți, aș vrea să fie limpede pentru toată lumea. Deficitul bugetar la 10 luni este cât deficitul bugetar asumat pe întreg anul de către guvernarea trecută. Așadar, Comisia Europeană a fost deja informată cu privire la acest derapaj pe care guvernarea anterioară ni l-a lăsat în brațe. Asta nu înseamnă că ne speriem. În momentul de față, suntem în etapa rectificării bugetare, ceea ce înseamnă că colectăm toate cheltuielile care să asigure buna funcționare a instituțiilor până la finalul anului. Și aici atrag atenția că erau 43 de unități teritoriale administrative care riscau să pună lacătul pe ușă pentru că rămăseseră fără cheltuieli de funcționare, ca să nu mai vorbim de celelalte derapaje din alte ministere. Deci, această rectificare bugetară va acoperi tot ceea ce stătea să explodeze până la finalul anului. După care, construim bugetul pe anul viitor. În construcția bugetului pe anul viitor, avem deja câteva surse suplimentare de finanțare. Am anunțat că, pe partea de fonduri europene, deja am evitat riscul de dezangajare pentru 300 de milioane de euro. S-au identificat surse suplimentare de atragere a încă 200 de milioane de euro și în același timp informăm deja Comisia cu privire la renegocierea alocării
de bani de la o axă de finanțare la alta. La această sursă numită fonduri europene se adaugă restructurarea aparatului bugetar, care va aduce niște cheltuieli considerabile, plecând de la arhitectura instituțională, care în momentul de față are în loc de 27 de ministere, 16 ministere și înseamnă în oglindă o rostogolire a acestei arhitecturi instituționale până la nivel de unități teritoriale administrative. Ca să nu mai vorbim că pe partea de investiții, acolo unde am găsit sursele suplimentare de fonduri europene, le canalizăm tocmai pentru a introduce acești bani în economie și când introduci bani în economie, îți crește partea de colectare la bugetul statului. Și în felul acesta, bugetul pe anul viitor va avea o anumită structură, notificăm Comisia Europeană care este structura și nouă ni se pare firesc ca în ceea ce înseamnă cheltuieli interne și proiect de dezvoltare internă să fie în acord și într-o permanentă informare cu cei din Comisia Europeană. Aveți deja o evaluare a impactului acestor măsuri ca să vedem cât din buget se poate reduce în acest fel, din deficitul bugetar se poate reduce în acest fel? Adică aceste măsuri au fost calculate, ce scăderi vor aduce? Evident că avem evaluări, dar aceste evaluări pleacă și de la modul în care noi vom încheia acest an prin rectificarea bugetară. Să nu uităm că au fost solicitate tuturor ordonatorilor de credit informații legate de necesarul de finanțare, astfel încât să știm exact că până la sfârșitul anului ne-am făcut datoria pentru buna funcționare a instituțiilor statului, iar pe anul viitor să intri cu o nouă viziune de construcție bugetară, astfel încât să sprijin și autoritățile locale și lucrul acesta l-am discutat și ieri cu Asociația Municipiilor din România, da? Să sprijin și autoritățile locale să aibă și ele bani de investiții și de cofinanțare de fonduri europene și în felul acesta se creează acel mecanism de creare, de introducere de plus valoare din instituțiile statului la nivel privat. Primarii spuneau că au primit promisiunea de la guvern că bugetul va fi aprobat în Parlament până la sfârșitul anului. Când intenționați să îl depuneți la Parlament pentru a fi gata până aprobat deja? Așa este. Am discutat ca până la finalul lunii decembrie, chiar încercăm ca în prima jumătate a lunii decembrie să finalizăm bugetul pentru anul viitor. Evident că nu e un demers ușor. Sper să reușim să ne ținem de el, pentru că bombele cu ceas gata să explodeze au fost numeroase, dar pe de altă parte, cu o bună aplecare asupra problemelor de funcționare a economiei românești și arhitecturii instituționale, eu cred că vom da României un buget de dezvoltare pentru anul viitor și care să susțină inclusiv partea de cheltuieli pe care o tot discutăm în fiecare zi. Asta înseamnă că la finanțe va fi definitivat proiectul de buget când? La sfârșitul lunii noiembrie sau în când este definitivat, anunță Ministerul Finanțelor. N-are rost să spun eu o zi și după aceea să ne trezim că întârziem cu o zi sau venim mai devreme cu o zi. O întrebare pentru ambele doamne. În primul rând, în ceea ce privește tragedia de la Timișoara, îi spun deja tragedie pentru că este un caz care a șocat opinia publică și n-am văzut nicio poziție oficială a Guvernului pe această temă. Se ia în calcul vreun ajutor pentru acele familii? Ceva alocări de fonduri de la fondul de rezervă aflat la dispoziția executivului la această rectificare? Doamna vicepremier, doamna ministru? Evident că pentru tragedia de la Timișoara trebuie să existe o răspundere directă a tuturor factorilor implicați. Adică nu se poate ca în materie de siguranță publică să nu existe controale ale instituțiilor statului, astfel încât omul să aibă garanția că nu se culcă sănătos și se trezește, ferească Dumnezeu, mort, așa cum s-a întâmplat în Timișoara. Este greu de imaginat cum a putut să existe atâta lipsă de responsabilitate în materie de verificare a îndeplinirii competențelor, da, și a cerințelor contractuale de către furnizorul privat.
Aici așteptăm un raport cât se poate de rapid din partea instituțiilor statului, tocmai pentru ca cei vinovați să răspundă pentru această tragedie. Evident că situația este monitorizată, am discutat inclusiv la Ministerul Sănătății și se monitorizează situația pacienților spitalizați și se evaluează de asemenea posibilitatea de extindere a numărului de persoane afectate. În măsura în care este necesară o intervenție directă din partea instituțiilor statului, vom acționa ca atare. Mie mi se pare incredibil că în România lui 2019 să avem asemenea situații. Eu sunt un om al faptelor, îmi pregătesc o comunicare publică pe acest subiect. Sunt absolut convinsă că se poate evita așa ceva, dar repet, pe măsură ce concluzionez și cred că în această seară mi-au toate informațiile, voi avea o comunicare publică fermă pe acest subiect. Dacă și în același timp, dacă îmi permiteți, aș dori să știți că am solicitat o informare cu privire la locurile în care a mai fost folosită substanța de către respectivul agent economic. Adică să știm dacă mai există potențial de risc și în alte locuri. În ceea ce privește pensiile, vorbeați de aceste suspiciuni la adresa unora dintre poștași, informații care v-au venit de la alți colegi și reprezentanții sindicatelor. Dacă aveți în momentul de față exemple concrete că au fost întârzieri la plata pensiilor, pentru că de pe 1 până pe 15 știm că lunar se plătesc, ar trebui să aveți o evidență la zi dacă sunt asemenea cazuri. Am cerut o evidență pe toată țara, de îndată ce o am la nivel național o să vă comunic. Deci în momentul de față nu aveți un... Am semnale din zona Moldovei, din zona Vrancei. Am cerut oficial această informare și vă pun la dispoziție. Și doamna vicepremier, vorbeați de discursuri electoraliste mai devreme, din partea Partidului Social Democrat și cu o hotărâre de guvern care a fost pregătită și anunțată de ei. După demiterea guvernului. După demitere. Este și anunțată mai înainte de demitere, doamna vicepremier, a pus în dezbatere publică. Declarația premierului Ludovic Orban. În cursul acestei săptămâni definitivăm propunerile pentru formula de calcul a salariului minim. Dacă stabilim că formula de calcul pentru salariul minim va fi determinată de rata inflației, indicele de creștere a prețurilor de consum și de indicele de creștere a productivității, salariul minim pe economie ar putea crește cu 7,2%. Cum puteți cataloga înainte de alegerile prezidențiale această declarație a premierului Ludovic Orban? Ca o declarație care reflectă acțiunile în derulare la guvern. Aș dori să spulber orice posibilitate de comparație a situațiilor, pentru că înainte vorbeam de o măsură asumată de un guvern demis în Parlament, care nu mai avea nicio legitimitate de a acționa în privința folosirii resurselor publice. Să nu uităm că dincolo de anunțul, fără nicio fundamentare, a creșterii salariului minim, același guvern demis a cheltuit din poanie 1,4 miliarde de lei strict pe criterii electorale pentru clientela politică a PSD. Iar în momentul în care acest guvern legitim votat în Parlament a ajuns la guvernare, a găsit fondul de rezervă la limita zero, da? Golit complet și multe alte deficite în instituțiile din subordine. În același timp, declarația premierului are exact la bază lucruri pe care vi l-am menționat. Ministrul Muncii cu instituțiile aferente sunt într-un plin proces de creștere a salariului minim. Am înțeles, deci creșterea a salariului minim se face de către un guvern. Sunt trei variante. Domnul premier și toate cele trei variante trei variante conduc la o creștere făcută de către un guvern legitim, un guvern la treabă, responsabil și care a primit foarte multe poveri greu de suportat în instituțiile statului. Așadar, nu există niciun grad de comparație între cele două afirmații. Acela era un guvern demis, fără niciun fel de legitimitate. Noi suntem un guvern la treabă, legitim și care va lua această măsură în câteva zile.
Ați anunțat un procent de 7,2 și nu se înțelege. Se va păstra acel salariu pentru studii superioare. Nu se va păstra. Se va merge în continuare pe această schemă dublă, salariul minim pentru studii medii, pentru studii superioare de la 1 ianuarie 2020. Anunțându-se doar un procent fără să se spună clar la ce se aplică, dacă se aplică la salariu minim brut sau net, vă dați seama că au apărut foarte multe confuzii. De asta solicităm aceste explicații. Faptul că a apărut un procent vă arată că muncim și ne străduim să găsim cea mai mare, cea mai bună formă prin care să crească salariul minim. Informația esențială care trebuie reținută este că lucrăm în acest moment, în lipsa unor analize pe care să le fi găsit la momentul preluării guvernării și printr-un efort susținut de a ajunge la fiecare partener social, vă precizez că mă duc personal să mă întâlnesc cu fiecare lider al confederațiilor sindicale, permiteți-mi să termin, respectiv cu fiecare lider al confederațiilor patronale. Mă deplasez personal pentru a anota și a reține orice observație de care să ținem cont în ședința grupului de lucru interinstituțional care va contura primele concluzii la sfârșitul săptămânii, pentru a nu da naștere niciunei alt comentariu în spațiu public. Propunerea mea este ca după ședința Consiliului Național Tripartit, în care trebuie să ne respectăm partenerii și să-i lăsăm și pe dânsi în mod instituțional să reacționeze la cele trei propuneri pe care le vom face. Vom termina de discuta cu partenerii și a apărut acest proces. Sunt mai multe scenarii care vă arată că ne preocupă ca acest salariu să crească. Informația esențială pentru români este preocuparea noastră de a crește salariul minim. Informația completă și cea mai bună poză a rezultatului discuției îl veți avea marți după ședința Consiliului Național Tripartit. Bineînțeles că o are din succesivele întâlniri de lucru pe care le-am avut în cursul acestei săptămâni pentru a găsi cea mai bună formulă. Informația corectă pentru cei care ne primesc, va veni la capătul tuturor acestor consultări și tuturor acestor analize, implicit după ce avem o reacție din partea tuturor partenerilor sociali și ai confederațiilor patronale în cursul zilei de marți. Măcar la brus sau la net, cred că este o clarificare foarte simplă pe care puteți să o faceți în calitatea de ministru al muncii. Prefer să dau niște informații concrete și pertinente la momentul finalizării tuturor consultărilor, pentru că opiniile sunt diferite de la un partener la celălalt și cred că trebuie să punem toate aceste puncte de vedere la oaltă și să tragem împreună cu partenerii sociali concluzia benefică pentru creșterea salariului. Deci, practic, ceea ce a anunțat premierul Ludovic Orban cu această creștere, doar un procent... Consider că am răspuns. Vorbim marți pe subiectul acesta. Aș dori să încheiem această încercare retorică, de clarificare, doamna vicepremier, legată cu o clarificare. Declarația exact, cu o clarificare, dacă îmi permiteți, pentru că nu ajungem nicăieri dacă vorbim unii peste alții. Acest procent, dacă vă uitați, are la bază creșterea productivității muncii și rata inflației. Ceea ce noi am menționat este că această majorare a salariului minim pleacă de la creșterea și evaluarea productivității muncii și ratei inflației. Așa că Calculul matematic, la studii medii, studii superioare sau la ele, se știe exact. Dacă... Clarificați-ne măcar una dintre variante. Perfect. Încerc. Vă rog. Da? Am spus că are la bază doi indicatori. Există variante de calcul și cu alți indicatori. Brut, net, salarii... Brutul și netul, să știți că nu, ascultați-mă puțin, da? Dumneavoastră mă întrebați pe mine dacă se aplică la brut sau la net. Și eu încerc să vă explic acum că există raportarea la rata inflației și productivitatea muncii. De asemenea, pot fi luați în considerare și alți indicatori. Și în funcție de indicatorii care intră în coșul de calcul, rezultă o creștere de X, o creștere
creștere de Y, o creștere de Z. După discuțiile cu partenerii sociali, vom ajunge la o variantă X, Y sau Z sustenabilă, astfel încât dacă noi creștem salariul cu 100 de lei, cu 101 lei, cu 99 de lei, să avem garanția că această creștere se regăsește în puterea de cumpărare. Dacă mai aveți întrebări. Am o rugăminte, vă rog frumos. O rugăminte la doamna vicepremier și două întrebări pentru doamna ministru a muncii. Vă rog frumos, i-am așteptat pe toți ceilalți. Sigur. Durează mai mult să pun întrebarea decât răspunsul, sunt convins. În primul rând, vă arătați mai devreme indignate de ce s-a întâmplat la Timișoara. Rugămintea pentru dumneavoastră, doamna vicepremier, rugați-l pe colegul dumneavoastră de la Sănătate, ministrul, care este un pion important în această poveste, să răspundă la telefoane, să aibă o reacție pe acest subiect. De 3 zile nu există nicio reacție în afară de partea de secretariat pe care o știm, mă rog, de la, care nu ține neapărat numai de Ministerul Sănătății. Ministrul Sănătății nu a avut nicio reacție. Cred, puteți să-l rugați să aibă o reacție. Vă mulțumesc mult de tot și doamna ministru. Eu trebuie întrebări. Să ajung la ora 5 la o ședință. Doamna, ați vorbit despre faptul că veți avea o schemă, mi-aduc aminte bine, da, mai suplă de personal. Ați spus așa, nu? Încerc să comprim institut și direcții care fac același lucru vă din alte unghiuri de vedere. Pensii, când spuneți acest lucru? Am în evaluare toate instituțiile din coordonare a Ministerului. În momentul în care termină această evaluare, veți vedea rezultatul public. Cum se împacă această inițiativă a dumneavoastră cu faptul că iar mai fi necesari casei de pensii între maximum 1000 și un minimum de 300 de persoane necesare pentru cum, aplicarea puțin, legii pe care mai spuneți puțin că șef, o veți aplica? Mai puțin șefi și mai mult personal care să lucreze în relație directă cu beneficiarii. Vă mulțumesc frumos. Noi vorbim de cei care calculează, care lucrează pe dosare și nu sunt suficienți. Acolo unde se lucrează direct cu dosarul, vă asigur că mă voi apleca acestui lucru. Principiul de la care plec este eliminarea suprapunerii sarcini, de activități între direcții sau servicii care fac mai mult sau mai puțin același lucru, deci optimizarea personalului tehnic, mai puțin șefi și mai mulți oameni care deservesc pensionarii. Vă mulțumesc. Cel puțin. Vă asigur că voi fi foarte atentă. Mulțumesc frumos. Foarte scurt, vă rog. Că nu s-a înțeles. Păstrați salariul minim în cele două variante. Deci nu știți nici dacă păstrați. Nu știm, avem mai multe analize. Mați văzut. Și nu știți. Și nu știți. Și nu știți. Și nu știți. Și nu știți.